Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut la 11 septembrie, ești fermecătoare și sociabilă, poți evalua imediat toate aspectele situației. Ești înzestrată cu o personalitate atractivă, imaginație dezvoltată, intuiție subtilă și idealuri înalte. Natura ta contradictorie este o combinație neobișnuită de modestie și încredere pe de-o parte, îți dorești libertatea și independența, pe de altă parte, te străduiești să faci parte dintr-un cuplu sau o echipă, te simți inspirată, ești uimitor de persistent în realizarea planurilor și ideilor tale, dar în alte cazuri poți fi împrăștiată și ai dificultăți să te concentrezi asupra obiectivelor tale. Viața ta se învârte în jurul anumitor decizii, deseori dramatice, pe care ești nevoită să le iei. Este posibil să te fi confruntat cu această nevoie încă de foarte tânăr atunci când nu aveai încă 16 ani, mai târziu, când cariera ta sau viața privată pare că se desfășoară destul de lin, atunci când ești ferm pe picioare, te vei regăsi în mod repetat, uneori pe neașteptate, la o răscruce, într-o societate care funcționează normal, capacitatea de a alege o persoană este cel mai mare drept al individului. Acest fapt se aplică pe deplinție, deoarece știi să ai puterea și știi să ai decizi în mod conștient, eventual șocând pe alții. Este incontestabil faptul că dor să-i uimești pe ceilalți. Ești mândră să te aventurezi să-ți asumi riscuri, în plus, îți place să-ți etalezi realizările. Tot ceea ce este plictisitor, cenușiu și banal, nu este deloc acceptată de tine. Cu toate acestea, în același timp, ai o mare nevoie de stabilitate care nu poate fi obținută decât într-o atmosferă caldă, plină de dragoste de familie. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, frugalitate, logică, claritate, prosperitate, eficiență, îngrijire de sănătate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți. Dar ești mai liberă de introspecția epuizantă, nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțim în orice afacere, trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec, îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur, acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru lipsa imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării. Ești rațională, practică, ambițioasă, știm totdeauna ce să faci, nu-ți faci griji pentru nimic, dar natura ta extraordinară, pe de-o parte este creată pentru relații serioase și stabilitate, pe de altă parte, îți dorești independența și libertatea. Incoerența naturii te duce uneori la dispersarea atenției, a senzațiilor, a dorințelor, te împiedică să te concentrezi asupra obiectivului, a activității, dar când ești în armonie cu tine însăți, energia ta inepuizabilă îți permite să cucerești vârfurile în carieră, să cauți recunoașterea în cercurile creative, să stabilești recorduri. În unele cazuri, relativ rare, te poți considera personalitate extraordinară capabilă de mai mult. De fapt ești destul de complexă, iar realizările tale sunt ușor de explicat. Paradoxal, tu poți menține dragostea liberă și poți rămâne fidele partenerului timp de ani de zile, nevăzând adevărata contradicție în aceasta. De asemenea, te poți bucura să-ți demonstrezi în mod public punctele fortei, rămânând excesiv de schimbătoare în cea privată. Emanciparea sexuală este un subiect important în viața ta. Din punct de vedere politic, ai tendința să crezi în emanciparea nu numai a femeilor și a minorităților naționale, ci și a tuturor popoarelor oprimate. Tu disprețuiești orice manifestare de opresiune din partea celor care dețin puterea sau politicienii? ești indignată de orice manifestări false de îngrijorare sau emoție. Cel mai mult urăști znobismul. Sentimentele umane îți sunt sacre. Odată înșelată, vei șterge pentru totdeauna această persoană din cercul prietenilor tăi. Cu toate acestea, tu însă ți ești foarte cunoscută în probleme de influență emoțională asupra celorlalți. Având în vedere acest lucru, poți fi pe drept învinuită de manipularea persoanelor dragi. Sigur, tu știi cum să faci lucrurile prin orice mijloce. De obicei, îți folosești mintea ascuțită pentru a-ți prezenta cu acuratețe, în mod logic și sincer argumentele în fața adversarilor. Manager excelent cu talent organizațional, îți poți exprima foarte clar cerințele către subordonați sau colegi în doar câteva cuvinte. Ai o mare dragoste pentru copii, care este inerentă nevoii tale de sprijin familial, și poți fi un părinte minunat, cu toate acestea, trebuie să eviți lucrurile incompatibile, uneori fiind prea critică și strictă în judecățile tale, iar alteori, din potrivă, permițând totul. Cel mai rău este atunci când manifeste neglijență în raport cu sentimentele altora, te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești sensibilă, grijulie, practică te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 11 septembrie soarta ta? Poți fi descrisă ca persoană complexă, cu o contradicție spirituală interioară față de ceilalți și, în special, pentru tine însă, îți dificultăților în relațiile cu ceilalți li se adaugă concepția ta personală, precum și incertitudinea în, în propriile abilități, te confrunți cu sarcini dificile atunci când te trebuie să alegi între alb și negru, o astfel de alegere dificilă îți poate schimba viața, atât în bine, cât și în rău. Doar o decizie corectă echilibrată va afecta viața ta viitoare. Legea carmei se aplică fără niciun dubiu. La atingerea maturității, alegerea va deveni și mai dificilă, totul se va baza pe experiența anterioară, ceea ce poate genera riscuri viitoare. Dintre calitățile tale personale, pot distinge strălucirea, tendința de a șoca, originalitatea. Comportamentul tău în sensul literal poate duce pe cineva la șoc și să atragă oamenii extraordinari către tine. Desigur, tu însă ți adori să atragi atenția, având un temperament non-standard, în căutarea eternă pentru adrenalină, comportamente deliberat provocator, uneori periculos, creezi contradicții. Este paradoxal, dar ești predispusă la schimbări veșnice, dar îți dorești stabilitatea în timp în viața ta. Această abordare a vieții apare la o vârstă ulterioară. Toate schimbările și reorganizările creează o înțelegere diferită a ființei. Un nou obiectiv vine în prim plan, crearea unei familii, care, în ciuda tuturor burfelor, va fi compusă ca un întreg. Problema îmbunătățirii apare odată cu această sarcină. Când toate îndoielile dispar și apare încrederea maximă în acțiunile și faptele tale, vei obține un mare succes în eforturile tale, la serviciu, acasă, în relații personale și dragoste. Stilul tău de conducere este bine dezvoltat, dar fără a aduce atingere demnității celorlalți oameni. Tu știi să asculți opiniile celorlalți și rămâi pe poziția ta. Există înclinații bune în organizarea muncii tale, precum și cea colectivă. Tu îți crești copiii într-un mod strict, dar dragostea pentru copiii tăi merită o laudă limitată. Această iubire nu se măsoară în cifre. Atentă la copiii tăi, pe cât posibil le controlezi acțiunile. Acest lucru se poate datora faptului că în anii tinereții ai fost prea și ai primit lecții instructive de la cei cu experiență, ai făcut unele greșeli. Desigur, tu nu vei permite copiilor tăi să-ți repete greșelile armonie de plină o vei putea obține după ce i-ai acceptat pe ceilalți așa cum sunt și înveți să-ți controlezi lumea interioară, emoțiile, dragoste și compatibilitate. Iubești cu pasiune, dar emoțiile puternice te pot te distruge. Într-o companie distractivă, în căldură și tandrețe, înflorești, dar cu toate acestea, căutarea iubirii perfecte te face extrem de vulnerabilă la dezamăgire și resentimente cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec, peștii, la fel ca și tine nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești sociabilă și fermecătoare ai o capacitate unică de a percepe orice situație în mod cuprinzător. Nici cele mai mici detalii și aspecte minore nu-ți scapă. Ești atentă prin natură, ceea ce te ajută mult în viață și în muncă. Te distingi prin intuiția subtilă și chiar poți fi cunoscută sub numele de idealist incorigibil. Ai o combinație neobișnuită de încredere în sine și modestie, un potențial mare. La serviciu, te găsești adesea la răscruce. Trebuie să ai decizii dificile, să-ți asumi responsabilitatea nu numai pentru rezultatele proiectelor, ci și pentru membrii echipei. Tu poți fi atât un subordonat excelent, cât și un manager talentat. Totul depinde de ambițiile și prioritățile tale. Doar un lucru poate împiedica punerea în aplicarea planurilor, inconsistența naturii tale. Această trăsătură de personalitate îți transformă toată viața într-o luptă cu sine sănătate și boli. Te poți confrunta adesea cu probleme de nutriție și digestie. Poate că planifici cu atenție ce mâncare să alegi pentru a evita supărările intestinale. Cu toate acestea, în final, mănânci ceea ce îți place. Mai mult, este important nu numai ceea ce mănânci, dar cât de des o faci. Fiind de entuziastă uiți adesea să mănânci. În acest sens, zahărul și alcoolul trebuie abordate cu precauție extremă psihologică e o mare nevoie de a avea grijă de cineva, astfel încât prezența persoanelor dragi și a prietenilor, precum și a animalelor de companie, este extrem de importantă pentru tine. Exercițiile fizice nu sunt tot deosebite de atractive pentru tine, dar ar trebui să fii conștientă de importanța lor pentru sănătate. Ciudat, dar trecerea la un ritm de viață mai calm poate da un rezultat negativ în cazul tău. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură conflictuală, ambițioasă și în același timp nesigură. Ai tendința să-ți schimbi locul de reședință, ocupația, iar acest lucru intervine uneori în momente mai puțin oportune. Poți fi dependentă de ceva, dar neputând o duce problema la concluzia logică, o abandonezi și începi ceva nou. Dacă îți poți limita nesiguranța, dacă vei fi mai intenționată și mai constantă, vei reuși. Poți avea succes în domeniul literaturii, teatrului și lucrărilor științifice. Sfaturi pentru tine. Nu lua așteptările tale atât de în serios. Învață să ierți. Încearcă să înțelegi pe ceilalți și acțiunile lor. Secretul nu este întotdeauna bun. Dezvoltă-ți talentele naturale. Simte-te liberă să privești în ochi eșecului. Riscul este o cauză nobilă. Dar stelele avertizează, risc nejustificat înseamnă pierdere. În situații de risc, ți se recomandă apelarea la gândire analitică și ajutor, la capacitatea ta de a prezice, nu te grăbi să ai decizii și concluzii, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma. Pentru că o sumă prea mică te va jign cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar englez român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.